Încercările PNL de a smulge puterea PSD au ca efect înregistrarea de premieră după premieră la primăria Râmnicu-Vâlcea. Cele două tabere politice s-au luat la întrecere în convocarea de ședințe extraordinare, ajungându-se la ridicola situație în care în această săptămână vor fi două întruniri ale aleșilor cu aproape aceeași ordine de zi. Vineri 10 iulie, ședința extraordinară a Consiliului Local Râmnicu-Vâlcea, convocată de viceprimarul cu atribuții de primar Ion Gigi Matei de la PSD, nu a mai avut loc din cauza lipsei de cvorum necesar. Imediat ce a constatat lipsa cvorumului, Ion Gigi Matei a anunțat convocarea unei noi ședințe extraordinare a Consiliului marți, 14 iulie, ora 9. Edilul nu știa însă că cei 8 consilieri PNL convocaseră deja o ședință extraordinară luni 13 iulie de la ora 15. Aleșii liberali au adăugat pe ordinea de zi revocarea reprezentanților Consiliului Local în adunările generale ale acționarilor și consiliile de administrație de la Piețe Prestesa și ETA-ESA, aceștia ajungând în respectivele poziții cu sprijinul Partidului Social Democrat. Pentru că nu au primit un răspuns de la Matei, liberalii au anunțat că probabil vor absenta din nou de la ședința de marți. Noi am luat o hotărâre mai demult că nu vom răspunde la nicio convocare a domnului Ion Gigi Matei și, drept urmare, cred că vom lua din nou o hotărâre prin care să convocăm noi o ședință de Consiliu Local prin care să propunem proiecte de hotărâre cele mai urgente care sunt acum pe ordinea de zi și câteva propuneri ale noastre. Da, pentru că nu este o decizie care aparține mai. Este o decizie pe care o luăm mai mulți oameni. Și acum vă spun sincer, chiar dacă eu aș reuși să convin consilierii liberali, gândiți-vă că este grupul celor 8 consilieri independenți care au spus clar că nu vor vota nimic din toate propunerile domnului Ion Gigi Matei și atunci vă dați seama, toate hotărârile de patrimoniu nu vor trece. Mi se pare normal să ținem cont și de părerile lor.